Salut, sunt Andu și bine te-am regăsit la un nou clip. Astăzi o să vorbim despre principiile de bază ale nutriției. Mi-a luat o groază de timp să pun toate informațiile cap la cap și să fac acest clip și sunt sigur că o să te ajute enorm. Și te rog frumos, știu că clipul ăsta e lung, dar îți promit că merită. Dacă vei aplica tot ce o să explic în acest clip, sunt sigur că vei avea niște rezultate absolut grozave când vine vorba de stilul tău de viață, pentru că în sfârșit o să poți să-ți găsești echilibrul. De ce spun asta? E pentru că dieta asta nu e neapărat făcută ca să te ajute să slăbești. Poți să o folosești ca să-ți menții greutatea, poți să o ajuți ca să te îngrași. Eu unul am folosit-o în ultimii 3 ani de zile ca să pun masă musculară. E extraordinar de versatilă. De fapt, nu e nici măcar o dietă, e conceptul prin care orice dietă funcționează. Nu contează că îți alegi să urmezi o dietă cu supă de varză sau habar n-am, dietă ketogenică. Dacă nu te afli într-un deficit caloric pe care se bazează dieta asta, nu o să slăbești niciodată. Pur și simplu, chiar nu funcționează corpul altfel. Deci tot ce să vă prezint în clipul de azi sunt principiile de bază ale nutriției, felul în care voi puteți să le aplicați în viața de zi cu zi și cum să faceți tot procesul cât de ușor posibil. Pentru că multă lume crede că e foarte complicat și de fapt nu e. E o chestie care nu ți-a mai mult de 2 minute. Dar ca să înțelegi cum și de ce, e foarte complicat. Și asta o să fac în clipul ăsta. Așa că te rog, stai cu mine și fii atent la clip pentru că sunt sigur că o să te ajute. Încă un lucru. În descriere am lăsat scurtături pentru fiecare parte importantă a clipului ca să-ți fie mai ușor să navighezi prin el. Dacă ai orice fel de întrebare, poți să o lași în secțiunea de comentarii, chiar aș aprecia enorm pentru că poți să îți răspund și să-i ajut și pe alții. Și dacă preferi să mă întreb direct, am făcut o pagină de Facebook special pentru asta. Dacă îți folosește clipul ăsta, aș aprecia enorm dacă mi-ai lăsat un like și eventual un subscribe și acum hai să ne apucăm de treabă. O persoană neobișnuită cu principiile de bază ale nutriției, în general va căuta metode de slăbit din mass media și de la cunoștințe. Imaginați-vă persoana respectivă, un total necunoscător al nutriției, în afara diagramei afișate. Secțiunile aflate cât mai în exterior sunt lucrurile care contează cel mai puțin. Secțiunile din interior sunt cele mai importante când vine vorba de slăbit. Din diverse surse, el va afla prima dată de suplimente pentru că produc bani pentru companiile care le vând, deci se vor găsi în reclame foarte ușor, iar în aproape 100% din cazuri nu sunt altceva decât efect placebo. A doua categorie e reprezentată de ora și frecvența meselor, care nu contează aproape deloc când vine vorba de slăbit. Frecvența contează, dar când vorbim de sănătate generală. A treia categorie e reprezentată de nivelul de activitate, o categorie destul de controversată pentru că e cu duș întors. Da, e adevărat că un nivel de activitate crescut ajută procesul de slăbire pentru că va crește consumul de energie, dar e direct influențată de ultimele două categorii, deci poate să fie aproape degeaba. De exemplu, 20 de minute de alergat la bandă la o viteză de 10 km la oră consumă aproximativ 200 de calorii. Mănâncă o gogoașă și vei consuma aproximativ 200 de calorii dacă e fără umplutură sau 3 sau 400 de calorii dacă e cu glazură și umplutură. Pur și simplu, efortul se poate anula foarte ușor cu o alimentație necorespunzătoare. Principiile de bază ale nutriției când vine vorba de slăbit se regăsesc în ultimele 3 categorii, în special în ultimele 2, despre care voi vorbi în acest clip. Înainte să fac asta, totuși, haideți să vă explic principiul prin care puteți folosi orice aliment ca să slăbiți. Ca să înțelegeți conceptul, trebuie să priviți mâncarea ca și combustibil. Imaginați-vă corpul vostru ca o mașină. Acum imaginați-vă că aveți două tipuri de combustibil pentru mașina voastră. Ambele o să vă ajute să parcurgeți același kilometraj, dar diferența e că unul dintre combustibile menține motorul sănătos, iar celălalt îl afectează. Exact același lucru se poate spune și despre mâncarea de zi cu zi. Spun asta ca să înțelegeți că unele alimente sunt mai sănătoase decât altele, dar într-un final toate pot fi folosite ca și sursă de energie. Acum să revenim la corpul nostru. Pentru a-și îndeplini sarcinile de zi cu zi, corpul nostru are nevoie de energie, energie pe care o ia din alimentație, sub formă de kilocalorii. Numărul de kilocalorii de care un om are nevoie, de la începutul zilei până la sfârșitul zilei, depinde de vârstă, sex, înălțime, greutate, compoziția corporală,
nivel de activitate și genetic. Iar dacă acești factori sunt luați în seamă, se poate calcula un necesar zilnic de kilocalorii. Dacă o persoană consumă mai multe kilocalorii decât are nevoie pe durata unei zile, va depune surplusul de kilocalorii sub formă de grăsime, iar dacă consumă mai puține kilocalorii decât are nevoie, va slăbi. De subliniat că nu contează când se vor consuma aceste calorii. De asemenea, când vine vorba de slăbit, nici nu contează în câte mese vor fi consumate aceste calorii, atât timp cât anumite cifre se vor atinge. Să presupunem că o persoană pentru înălțime, sex, greutate, nivel de activitate, genetic, toți factorii menționați anterior, are nevoie de 2000 de calorii pe zi. Dacă el va consuma 1500 de calorii în 6 mese, va slăbi 500 de calorii. Dacă va consuma 1500 de calorii la o singură masă, va slăbi 500 de calorii. Ce contează e de-a lungul unei zile să se atingă anumite cifre. E adevărat totuși, e mai sănătos să mănânci mai multe mese. Dar am folosit acest exemplu ca să poți să înțelegi că nu contează când mănânci. Important e să-ți atingi numărul de calorii și vei slăbi în continuare. Poți chiar să și determini în cât timp vei slăbi o anumită greutate. Ca să slăbești jumătate de kilogram, și aici vorbim strict de masă corporală, deci în mare parte grăsime, nu vorbim de apă, trebuie să pierzi 3350 de kilocalorii într-o anumită perioadă de timp sau 7700 de kilocalorii într-o anumită perioadă de timp pentru a scăpa de un kilogram de grăsime. Stai liniștit, în scurt timp o să-ți arăt cum poți să-ți calculezi necesarul tău de calorii, dar înainte de asta ar trebui să vorbim puțin despre alimentele zilnice. Se știe foarte clar că unele alimente îngrașă mai mult decât altele. De ce se întâmplă asta? Hai să descompunem un aliment. Orice aliment e format din macronutrienți și micronutrienți. Macronutrienții sunt carbohidrații, proteinele și grăsimile. Iar micronutrienții sunt vitaminele și mineralele. Să începem cu macronutrienții. Carbohidrații. Carbohidrații există sub mai multe forme. Monozaharide, disaharide, polizaharide sau oligosaharide. Acum, pentru o mai ușoară înțelegere, haideți să clasificăm ca și carbohidrați simpli sau complexi, iar diferența între ei este timpul de absorpție. Amândouă tipurile de carbohidrați totuși conțin 4 kilocalorii pe gram. Al doilea tip de macronutrienți reprezentat de proteine care conțin 4 kilocalorii pe gram. Și în cele din urmă, grăsimile care conțin 9 kilocalorii pe gram. Deși nu e macronutrient, alcoolul are 7 kilocalorii pe gram și e important de reținut acest lucru pentru că aici vorbim de slăbit și caloriile sunt tot ceea ce contează. Atât în natură cât și în alimentele procesate, macronutrienții, adică proteine, carbohidrați și lipide, se vor găsi în diferite proporții și asta schimbă numărul de calorii oferite de acel aliment. Una dintre cele mai mari greșeli când vine vorba de slăbit e să credem că deoarece un aliment e sănătos, e neapărat bun pentru slăbit. Haideți să vă dau un exemplu ca să vedeți cât de greșită e informația asta. Tuturor ne place ciocolata, dar cu toții știm că atunci când suntem la dietă ar trebui să o evităm sau dacă simțim neapărat nevoie de ciocolată să mâncăm în schimb ciocolată neagră pentru că e mai sănătoasă și mai bună pentru slăbit. E oare ciocolata neagră mai bună totuși? Uitați două exemple. În stânga avem Heidi ciocolată normală cu lapte și alune, iar în dreapta Heidi ciocolată neagră cu 85% cacao. Puteți observa cum ciocolata neagră oferă mai multă energie sub formă de kilocalorii pe aceeași cantitate de 100 de grame. Asta pentru că ea conține mai multe lipide din cacao, iar dacă ne aducem aminte, un gram de lipide sau grăsime oferă 9 kilocalorii comparativ cu cele 4 ale carbohidraților, care e adevărat sunt reduși în ciocolata cu 85% cacao. Gândiți-vă la asta atunci când turnați ulei de măsline fără să-l măsurați peste salată și el are 9 kilocalorii pe gram. Bun, acum că am stabilit asta, haideți să discutăm rolurile principale ale macronutrienților în corp. Proteinele sunt foarte importante în dezvoltare, creează celule noi și le repară pe cele afectate. Proteinele sunt formate din lanțuri de aminoacizi. Alături de rolul lor în dezvoltare și reparare, proteinele sunt importante în retenția masei musculare, formarea de hormoni, enzime și funcționarea corespunzătoare a sistemului imunitar. Carbohidrații sunt descompuși în cea mai simplă formă a lor, glucoza, care e principala sursă de energie a corpului. Carbohidrații sunt importanți pentru creier, sistem nervos și mușchi. Ei pot fi depozitați în ficat și mușchi sub formă de glicogen, pentru a fi folosit mai târziu. Pe lângă carbohidrații simpli și complexi menționați anterior pentru durata de absorpție, fibrele sunt importante pentru reglarea sistemului digestiv. Grăsimile sunt descompuse în cea mai simplă formă a lor, acizii grași. Așa cum am menționat anterior, grăsimile au 9 kilocalorii pe gram, ceea ce le face cea mai abundentă sursă de energie din alimentație și chiar din corp. De asta depozităm grăsime, pentru că o celulă adipoasă oferă 9 kilocalorii pe gram și o sursă excelentă de energie atunci când este nevoie. Pe lângă asta, grăsimile sunt foarte importante pentru sănătatea generală. Membrana celulară, adică suprafața care separă mediul intracelular de cel extracelular, e formată din grăsimi.
Metabolismul și rolul grăsimilor e foarte complex. Ceea ce e important de reținut e că grăsimile sănătoase sunt cele nesaturate, adică mono și polinesaturate, iar cele considerate nesănătoase sunt cele trans și saturate. Am vorbit despre macronutrienți. Acum, micronutrienții sunt reprezentați de vitamine și minerale, care sunt listate acum pe ecran. Micronutrienții sunt esențiali în corp pentru că au foarte multe roluri. Datorită complexității acestui topic, o să spun decât că sunt extraordinar de importanți pentru buna funcționare a corpului. Câteva dintre rolurile vitaminelor includ formarea de energie în procesele celulare, construirea de proteine din aminoacizi, crearea de colagen, protecția ochilor, a oaselor, a pielii, plămânilor și intestinelor. Mineralele mențin balanța între fluidele corpului, care au oxigenul de-a lungul sistemului circulator, au rol în coagulare, întăresc oasele și au rol în sistemul imunitar. Trebuie menționat că micronutrienții nu au calorii. Am terminat de discutat elementele de bază ale nutriției, absolut esențiale pentru slăbit. Acum începem partea următoare a clipului, în care o să vă arăt cum să vă determinați necesarul caloric și cum să vă aflați necesarul de macronutrienți. Nu vă faceți griji, promit că o să fie ușor, doar aveți răbdare. După ce aflați aceste cifre, puteți consuma absolut orice aliment doriți și la orice oră și să slăbiți cu el atât timp cât vă atingeți cifrele aflate. În fiecare zi avem de făcut diverse activități. Ca să ne menținem greutatea după toate activitățile unei zile, corpul nostru are nevoie de un anumit număr de calorii, iar caloriile în plus peste această cifră necesară menținerii greutății vor rezulta în grăsime depozitată, iar caloriile sub această cifră o să rezulte în grăsime pierdută. Așa că pasul întâi e să găsim acea cifră de calorii la care ne putem menține greutatea. O să vă ofer două metode prin care puteți să vă calculați caloriile. Prima este o formulă pe care eu o folosesc de mult timp, iar a doua variantă este un website pentru cei mai leneși. Vă sfătuiesc totuși să folosiți formula pentru că e mult mai precisă. Pasul întâi. Pentru început, cântăriți-vă dimineața pe stomacul gol, după ce mergeți la toaletă și luați-vă greutatea în kilograme, după care mulțiți-o cu 2.2 pentru a face conversia în măsura americană. O să folosesc greutatea mea actuală ca și exemplu. Cifra obținută se va înmulți cu un număr de la 14 până la 16 în funcție de nivelul de activitate. Necesarul caloric zilnic la nivelul actual de activitate se află între cele două cifre obținute, în cazul acesta 2556 și 2921. Necesarul meu zilnic se află între aceste cifre. Din păcate, nu am cum să vă spun care este exact necesarul vostru caloric zilnic, pentru că toți avem părinți diferiți și, prin urmare, un genetic total diferit. Ce trebuie să faceți, sfatul meu, ar fi să începeți cu cifra 15, să așteptați o săptămână la numărul de calorii obținut și să vedeți dacă greutatea voastră se va mări sau va scădea. Dacă va scădea, înseamnă că trebuie să ridicați numărul de calorii zilnic, de la 15 înspre 16, poate 15.5, poate chiar 16, depinde de fiecare individ în parte. Așa cum am spus, cifra asta o să varieze în funcție de nivelul vostru de activitate și, evident, genetic. Din experiență, știu că eu, ca să-mi mențin greutatea, consum în jur de 2700 de calorii zilnic. Asta înseamnă că cifra mea e undeva la 14.7. Ca o indicație, ar trebui să începeți cu un număr de calorii cât mai mare când intrați într-o dietă. Trebuie să vă învățați corpul să slăbească mâncând cât mai mult. Prin urmare, și cifra voastră de calorii pentru a vă menține greutatea trebuie să fie cât mai ridicată. De asta v-am spus să începeți cu 15 și de acolo să o ajustați cât un pic, cât un pic. Sfatul meu, aveți răbdare pentru că aici eșuează cele mai multe diete. Multă lume își pierde speranța pentru că nu le iese într-o săptămână. Ce vă învăț eu nu e numai o dietă, e un stil de viață. O să puteți să-l aplicați pentru tot restul vieții voastre, așa că nu e niciun motiv să vă grăbiți. Bun, deci am aflat necesarul meu caloric, care e 182.6 înmulțind cu 14.7, asta înseamnă 2684 de calorii. În general, când mă apuc de o dietă, ținta mea e să slăbesc circa o jumătate de kilogram pe săptămână. Asta e grăsime pură. În general, încep printr-un deficit de 500 de calorii. Deci numărul de calorii pe care îl voi consuma la început va fi 2184. Acum, pentru o slăbire sănătoasă, nu vă recomand să scădeți din necesarul vostru zilnic de calorii mai mult de 700-800 de kilocalorii deodată. Sfatul meu e să începeți la fel ca mine cu 500 de kilocalorii deficit.
După o anumită perioadă veți începe să vă schimbați greutatea pentru că o să slăbiți. Asta înseamnă că vă puteți recalcula necesarul zilnic de calorii pentru menținere și prin urmare veți adăuga un deficit de 500 de kilocalorii la așa cifră. Și făcând asta o să continuați să slăbiți. Știu că poate părea puțin complicat la început, dar vă promit că e extraordinar de ușor de urmat și partea cea mai bună e că puteți mânca absolut orice doriți. Acum va trebui să ne aflăm macronutrienții. Începem cu proteina. Așa cum am menționat anterior, sunt foarte multe formule pe care puteți să le folosiți, dar o să vă dau exact ce folosesc eu de ani de zile. O să vă înmulțiți numărul de kilograme din nou cu 2.2. Deci în cazul meu va fi 182.6. Cifra asta o vom înmulți cu o cifră de la 0.8 până la 1.2. Dacă aveți un procent de grăsime ridicat și sunteți inactivi, cifra voastră se apropie de 0.8. Iar dacă aveți un nivel de activitate destul de ridicat și nu aveți multă grăsime pe corp, cifra se apropie de cealaltă extremă. Numărul cu care eu înmulțesc greutatea e în general 1.1. Asta înseamnă 182.6 înmulțit cu 1.1, adică 201 grame de proteină pe zi. Acum va trebui să ne aflăm gramele de grăsime necesar în fiecare zi. Asta e în funcție de preferința voastră. Vă înmulțiți kilogramele cu 2.2, după care cu o cifră de la 0.3 până la 0.4, în funcție de cât de mult preferați alimentele grase. Grăsimea în alimentație e absolut esențială. Aveți nevoie de ea în alimentație pentru a funcționa sănătos. Așa că vă rog, nu o scădeți mai mult de 0.3. Eu unul prefer să am mai puțină grăsime în alimentație în această perioadă, deci o să folosesc 0.3. 182.6 mulțit cu 0.3 înseamnă 54.78 grame de grăsime. Acum, aduceți-vă aminte că proteina și carbohidrații au 4 kcal pe gram, iar grăsimea are 9. Ca să aflați numărul de carbohidrați necesar pentru slăbit, faceți în felul următor. Luați-vă numărul de calorii cu deficitul ales, în cazul meu 2184. Din acest număr veți scădea numărul de grame de grăsime înmulțit cu 9, la care vom adăuga numărul de grame de proteine înmulțit cu 4, pentru că 4 kcal se găsesc într-un gram de proteină. Cifra rezultată în urma acestei simple ecuații va reprezenta numărul de calorii scoși din carbohidrații de care aveți nevoie în fiecare zi. Prin urmare, o să împărțiți această cifră la 4 și o să aflați numărul de grame de carbohidrați necesari în fiecare zi pentru a slăbi 500 de kilocalorii pe zi. Bun. Deci ce am aflat până acum? Necesarul meu caloric pentru a slăbi o jumătate de kilogram pe săptămână e 2184. Am nevoie de 201 grame de proteină, 221 de grame de carbohidrați și 54.7 grame de grăsime. Așa cum am menționat anterior, după o anumită perioadă o să începeți să pierdeți din greutate și prin urmare o să începeți să slăbiți din ce în ce mai încet. Ca să puteți să slăbiți în continuare fără niciun fel de problemă, sfatul meu ar fi ca după fiecare săptămână să scădeți numărul de carbohidrați cu 10, asta însemnând că veți pierde cu 40 de kilocalorii mai mult decât ați pierdut la început și, prin urmare, deficitul vostru va fi din ce în ce mai mare. Deci, în săptămâna 1 veți pierde 10 grame de carbohidrați, în săptămâna 2 veți pierde 20 de grame de carbohidrați, săptămâna 3 30 de grame de carbohidrați față de numărul cu care ați început. Și asta vă va asigura că veți continua să slăbiți. De ce carbohidrați? Pentru că sunt principala sursă de energie a corpului și, prin urmare, e destul de logic să scădem din ei. Când ajungeți în punctul în care o să fiți mulțumiți de felul în care arătați și de kilogramele care le aveți, sfatul meu e să începeți să adăugați 10 sau 15 grame de carbohidrați în fiecare săptămână până când greutatea voastră stagnează pe stomacul gol, adică nu mai scade și nici nu mai crește. Cea de-a doua opțiune pentru a vă calcula caloriile și macronutrienții e să folosiți un website cum ar fi Keto Calculator, care face totul pentru voi. Sincer, e foarte ușor de folosit, doar o să trebuiască să vă puneți datele acolo și el face totul pentru voi. Sincer să fiu, vă recomand din tot sufletul să folosiți formula și nu website-urile de genul, pentru că e mult mai personalizată, funcționează 99% din cazuri și puteți să o ajustați oricând doriți. Acum o să vă arăt cum puteți afla câte calorii are fiecare mâncare, cum să le adăugați în caloriile voastre zilnice și cum să le folosiți ca să puteți slăbi mâncând absolut orice și oricând. Acum o să vă arăt cum să aflați câte calorii, proteine, carbohidrați și lipide are fiecare aliment din viața de zi cu zi și cum puteți să le adăugați în necesarul vostru pentru a vă atinge scopul ales.
E important să știți unde se găsesc informațiile nutriționale ale fiecărui aliment. Deși stau în Marea Britanie, am reușit să fac rost de ambalajul unui produs românesc, în cazul de față pâinea grâu întreg de la Velpitar. Informațiile nutriționale în majoritatea cazurilor se găsesc pe spatele produsului sau pe lateral în unele cazuri. De pe spate ne interesează kilocaloriile, grăsimile, glucidele și proteinele. O să dau puțin zoom ca să fie mai clar. Așa. Deci, pâinea grâu întreg are valoare energetică 223 de kilocalorii pe 100 de grame, grăsimi sau lipide 1,7 grame, glucide sau carbohidrați 36,8 grame și proteine 10,8 grame. Fibrele fac parte din categoria carbohidraților și prin urmare nu o să le calculăm, o să folosim decât acest număr. Acum, ce facem dacă avem nevoie de mai mult sau mai puțin de 100 de grame de produs? Folosim un cântar de bucătărie, orice marcă e bună, atât timp cât funcționează în grame, și o aplicație sau un website numit MyFitnessPal, care o să ne ajute să măsurăm și să căutăm macronutrienții alimentelor zilnice. O să vă arăt acum cum funcționează aplicația, pe care o puteți găsi și pe iOS și pe Android. Bun, asta e aplicația. Puteți intra și pe net pe myfitnesspal.com și se sincronizează cu aplicația, lucru care e grozav. O să încep cu începutul și o să vă arăt cum să vă setați contul ca să puteți slăbi. De început ne trebuie un cont, așa că haideți să facem unul. Deschidem aplicația, dăm sign up. Eu am deja un cont cu Facebook-ul, așa că o să fac unul cu e-mail-ul. Care este targetul nostru? Vrem să slăbim, deși lucrurile astea sincer nu contează pentru că o să le modificăm după ce ne facem contul. Nivelul de activitate, să spunem activ. Selectați bărbat sau fată. Data nașterii, țara. Mai departe. Înălțime. Dacă selectați aici, puteți să selectați pe centimetri și să ajustați în funcție de înălțimea voastră. Același lucru merge și cu kilogramele, selectați din stones sau pounds în kilograme. Eu am 82 de kilograme sau 83. Așa. Mai departe. Adresa de e-mail, asta o să o adăugați voi. Sărim peste tutorialul aplicației și vom da pe More. Vom căuta unde scrie Goals și vom da click aici. Adăugăm din nou greutatea dacă e nevoie. Celelalte opțiuni le ignorăm. Mergem la Nutrition Goals, Calorie and Macronutrient Goals. Dăm click acolo. Voi seta contul pentru mine pentru a slăbi o jumătate de kilogram pe săptămână. Pentru asta am nevoie de 2184 de kilocalorii, 201 grame de proteină, 221 de grame de carbohidrați și 54 sau 55 de grame de grăsime. Pentru că nu avem varianta premium, va trebui să ajustăm gramele în funcție de procente. Ceea ce o să fie un pic mai dificil, dar o să vă arăt imediat cum să faceți asta, fără să cumpărați varianta premium. Deci, kilocaloriile 2184. Dăm OK și o să ajusteze singur gramele de carbohidrați, proteină și grăsime. Dar noi nu le vrem pe asta. Așa că dăm click pe unul dintre ele. După cum vedeți, gramele sunt numai pe varianta premium. O să dăm înapoi pe procente. Și vrem să găsim aceste cifre, adică la proteină vrem să ajungem la 201 grame, așa că nu facem nimic altceva decât să ne jucăm cu procentul aici. O să punem cea mai apropiată cifră, 191 de grame de proteină. La grăsime vrem să ajungem undeva la 60, așa, și ne mai rămâne 40% grame de carbohidrați. Lucru care e destul de apropiat de cerințele noastre. Noi doream 201 grame de proteină, avem 191 de grame. Carbohidrați doream 221, avem 219, iar grăsime 61 de grame. E foarte apropiat. Dacă doriți să investiți puțin, puteți cumpăra varianta premium pe care eu o am, dar sincer nu e niciun alt avantaj în afară de cel al gramelor și hai să spunem că aplicația mai oferă câteva avantaje, dar sunt foarte mici. Sincer, nu se merită. Dăm OK
Și acum avem contul setat. Când doriți să vă reajustați macronutrienții după o săptămână, după două săptămâni, după trei săptămâni, puteți face asta în două modalități. Una ar fi să țineți minte numărul de macronutrienți de care aveți nevoie și să scădeți 10 grame de carbohidrați în fiecare săptămână. Cealaltă variantă, care sincer e un pic mai complicată pentru că varianta normală, adică nu cea premium, cam încurcă puțin lucrurile, ar fi să scădeți 40 de kilocalorii de numărul vostru normal, să reduceți numărul de carbohidrați cu 5%, să măriți numărul de grame de proteină cu 5% și să-l păstrați așa. Și acum sunt reajustate pentru că proteina și carbohidrații au aceeași valoare energetică. Săptămâna următoare scădeți aici încă o dată 40, deci mă avea 2104, lăsăm așa și va scădea singur de aici încolo gramele de carbohidrați. A intrat puțin și în grăsime pentru că se scade numărul de kilocalorii, dar în principiu asta puteți face dacă nu aveți varianta premium. Zic eu că e o alternativă destul de bună. Cealaltă alternativă, așa cum am spus, puteți să faceți totul manual și să le țineți voi minte. Acum o să vă arăt cum puteți să vă calculați fiecare aliment, să-l adăugați în baza de date și să vă asigurați că slăbiți folosind aplicația asta în viața de zi cu zi. Acum în aplicație pentru a adăuga un aliment, apăsați pe butonul de plus, selectați la Foods și acum selectați una dintre mese. Sfatul meu e ca mereu să folosiți aceeași masă ca să salveze în baza de date alimentele voastre preferate și să vă fie mai ușor să le găsiți data viitoare. La mine, în general, e la lunch. Așa, aici avem două opțiuni. Fie căutăm alimentul în căsuța de search box, ori folosim codul de bare. Opțiunea de cod de bare e una extraordinar de folositoare și o să vă arăt imediat cum funcționează. Am aici piept de pui congelat, diced chicken breast. Apăs pe opțiunea de cod de bare, iar dacă sunt conectat la net și îl scanez, apropo, nu trebuie să apăs pe absolut nimic, pur și simplu trebuie să-l pun în spatele telefonului, îmi va găsi produsul căutat. Tot ce trebuie să fac e să pun bolul pe cântar, îl resetez pe 0, așa, după care voi adăuga gramajul de piept de pui. Am nevoie de 40 de grame de proteină la masa asta, așa că din experiență știu că am nevoie de circa 160 de grame de piept de pui. Un pic mai mult, mai scoatem din el. 161, poate o idee mai puțin. 157. Acum, modificați mereu la serving size de la 100 de grame în 1 gram și number of servings în 150 de grame în cazul, nu, în cazul meu. De fapt, vreau să fiu mai exact, 156. That's bifat. Am ajuns la 40,7 grame de proteină, cât îmi doream la masă. Dau bifat și cam așa se adăugă un aliment. Puteți folosi și căsuța de search la alimentele la care nu merge codul de bare, dar sfatul meu, dacă aveți internet, întotdeauna încercați să o folosiți pe asta, pentru că vă salvează mult timp. O să vă arăt că merge și la produsele românești. Așa cum am arătat la începutul clipului, am aici un ambalaj de la Grâu Întreg Velpitar și o să scanez. Imediat l-a găsit și e exact produsul pe care îl caut. Selectez aici un gram la serving size, number of servings, depinde de gramajul pe care îl doresc. Dacă vreau 30 de grame, pun aici 30 de grame și așa îmi adaug fiecare produs la alimentele mele zilnice. Dau bifat și aici puteți vedea lista completă a alimentelor pe care le-am consumat în ziua de azi. Dacă vreau să editez un anumit aliment, dau click pe el, editez gramajul sau dacă vreau să-l șterg, dacă m-am răzgândit, pur și simplu dau spre stânga și apăs delete. E foarte ușor de folosit. Nu sunt
genul care să judece, deci decizia voastră ce fel de alimente folosiți în viața de zi cu zi. Eu vă spun că puteți slăbi mâncând absolut orice, dar vă recomand să folosiți alimente care sunt cât mai puțin procesate. Puteți folosi evident și fast food și alimente vrac, va trebui pe acestea să le căutați. Ideea e în fiecare zi să vă atingeți necesarul caloric și pe cât posibil să vă atingeți și macronutrienții, dar cel mai important e să vă atingeți caloriile când vine vorba de slăbit. Macronutrienții sunt foarte importanți și pentru sănătatea generală, dar și pentru compoziția corpului. O să vă ajute să vă remodelați corpul. Dacă vreți să vedeți macronutrienții, apăsați pe opțiunea de More și mergeți la Nutrition. La Nutrition veți găsi macronutrienții, proteine, carbohidrați, grăsime, vă mai oferă și alte detalii, cum ar fi fibră, zahăr și vitamine și minerale. Cam asta e totul, așa se folosește, iar acum o scurtă recapitulare a tot ce am învățat.